Code Lyoko. Invazia șobolanilor. Pot vorbi mai tare. Sunt la bibliotecă, Aelita. Ce e o bibliotecă, Jeremy? O bancă de date unde totul e printat pe hârtie și unde nu poți să faci zgomot. Oh, pentru că ai nevoie de liniște să te concentrezi pe studiu. Da, și ca să nu pierzi punctul decisiv. Hei, liniște! Game, set, match. Da. Ulric, asta numești tu învățat? În caz că nu v-a spus nimeni, asta nu e curtea școlii. Sunteți aici să studiați, da? Și studiul înseamnă liniște. Și gata cu jocurile. Bine, dacă așa vreți să jucați, pot să joc la fel de dur ca voi, prieteni. Două ore de detenție. Mam, opa, regret, domnule. Eu Bună, Jeremy, vino puțin în biroul meu. Vreau să vorbesc cu tine. E foarte important. Jeremy? Ei bine? Ce se întâmplă? Ei bine, îl știi pe director. Mi-a tot vorbit. Mi-a spus că psihologul școlii mă observă de foarte mult timp. Și el crede că eu sunt un elev supra-dotat. Asta-i tot? Dar nu-i nimic. Ne temeam că directorul a aflat de laborator. Mare lucru. E mai rău decât crezi, Od. Psihologul a decis că trebuie să fac tot felul de teste diseară să vadă care e IQ-ul meu. Da, și? Dacă testele arată că am un IQ mare, individul ăsta o să aibă grijă să fiu mutat la altă școală. Ha? Oh, nu! Vrei să spui că o să te trimită la o școală pentru viitor, Einstein? Da. Dar e grav. Dacă nu ești aici, nu mai putem merge în Lyoko și Xana o să facă tot ce vrea. Nu e numai asta. Nu vreau să plec de aici din cauza voastră. Sunteți prietenii mei. Stai, liniștește-te. Nu te panica, bine? Adică nu te pot forța să schimbi școlile. Nu e atât de ușor. Psihologul ăsta mi-a spus că abia așteaptă să vorbească cu părinții mei. Le-a spus că la școala aia o să primesc bursă consistentă. Părinții mei nu o să rateze o asemenea șansă. Thank you.
care-i problema? O dai în bară la teste și o să creadă că ești un bleg. Nu o să știe nimeni și tu scapi. Sigur, m-am gândit la asta. Doar că e o problemă, fiindcă testele alea sunt pline de tot felul de întrebări încuietoare. Și dacă vrei să o dai în bară, să faci greșeli, trebuie să fii foarte isteț. Dar e grozav, ești cel mai isteț puști din școală. Bine, o să fac tot posibilul să ratez. Dar nu pot promite nimic. Ne vedem mai târziu. Țineți-mă la curent, bine? Ah, bună, Jeremy. Mă recunoști? Sunt domnul Simon, psihologul școlii. Sigur că da. E adevărat că dumneavoastră plănuiți să mă transferați la o școală pentru copii supradotați? E grozav! Părinții mei se vor bucura! Ei bine, asta am venit să aflăm. Acum, pentru început, îți voi da un test cu mai multe variante. E un test în care... Oh, iartă-mă, sunt sigur că știi deja. Eu? Nu. Oh. Ce avem la masă? Un fel de carne. Oricum toate au același gust. Ah! Poate, rochița mea cea nouă? Oh, nu pot să cred! Ah, deci tu ești sălbaticul care a făcut asta? Ah, poftim, ține! Oh. Oh. Nu credeți că ar trebui să ne oprim? Oh, dar ar fi aiurea, nu? Testele sunt aproape gata. În plus, curentul va reveni. Oh! Ah! Oh! Ce fel de școală mai e și asta? Ajunge! Întoarceți-vă la locurile voastre și faceți liniște. Haideți, pana de curent va înceta curând. Nu vă mai prostiți, haideți odată. Dar e atât de distractiv. Liniște, ascultați. Ha? Ce? Ha? 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 Fugiți! Să plecăm de aici! Nu intrați în panică! Mișcați-vă, mișcați-vă! Ajutor! Nu vă panicați! Am spus, dați-vă doar la o parte! Oh, nu! Oh-oh. Suntem încercuiți. Frumoasă mișcare, Xana. Șobolanii au așteptat căderea serii și ne-au atacat. Cum am ajuns în restaurant? Tu ești Ulric? Ha? Ce? Oh, dar... După test, poți să vorbești cât vrei. Oh, ce se întâmplă? De ce nu răspunde? Extinctoarele, Jim, grăbește-te! Nu vă panicați, nu vă panicați! Dați-le încoace! Bine, ieșiți cu toții!
Sunt prea mulți. Nu o să putem să-i reținem toată noaptea. Ajutor! Ajutor! Aici! Sisi, ce face aici? Hai să o ajutăm. O să fie mâncată de vie. Sunetul ăla e insuportabil. Ascultă, chestia asta trebuie să... Sunt șobolani, o armată! Sana, încearcă să treacă prin ușă. Trebuie să o baricadăm. Iată-o! Trăsura ta, cenușărea! Bine ați venit! Bine, păziți ușa, domnule! Oh, să sperăm că asta o să-i țină departe! Aelita? Xana a activat un turn, Jeremy. L-am localizat. Sunt în drum spre el. O să încerc să arunc o privire, bine? Bună, Jeremy! Da, șobolanii au atacat. Perfect. Ne vedem la laborator. Trebuie să găsim un loc sigur. Unde? Șobolanii sunt peste tot. Știu eu unul. Singurul loc fără acces la canale e clădirea principală. Să mergem. Mai repede. De data asta, noi suntem șoareci din capcană și nu-mi place deloc. Hei, mișcă-te! Extinctoarele sunt aproape goale. Haide, cu grijă. Mai repede! Fugiți! Repede! Ce mă fac acum? Bine, să urcăm pe acoperiș. Dacă șobolanii intră, o să fim în siguranță acolo. Trebuie să ajungem la fabrică. Ne întâlnim cu Jeremy acolo. Imediat ce poate, desigur. Sună grozav, dar cum ajungem acolo? Am pornit. Da! Hei, așteaptă, întoarce-te. Ce faci? Nu, întoarce-te, întoarce-te. Prea târziu. Nu avem de ales. Trebuie să urcăm pe zid. Nu șobolani, orice, dar nu șobolani. Când eram mic, un șobolan a intrat în camera mea. Bingo! Stați aici, domnule. Trebuie să merg până la laboratorul foto. Vin imediat. Sana s-a gândit la toate. Haideți! Ce ziceți de o plimbare? Mai repede! Grăbiți-vă! Mai repede! Grăbiți-vă! A mers! Grozav! Dacă vin, să folosiți asta. Îi va alunga. Stai! Te rog, nu pleca! Mi-e teamă de șobolani! Mi-e teamă! Nu! Ah!
Hei, Jeremy, sunt la laborator. Trebuie să o contactez pe Aelita și să-i virtualizez pe Odd și pe Ulrich. Spune-mi cum să fac. Ascultă! Bine, am reușit. Am găsit turnul activat și am localizat-o pe Aelita. Are o problemă. Ce? Vorbește mai tare, de-abia te aud. Să introduc coordonatele? Poți să repeți? 19 grade vest? Asta e 19 grade vest? Stai, nu! 79 de grade vest! 79 de grade vest! Ascultă, Yumi, șobolanii au invadat orașul, mă auzi? Bine, atunci, sunt gata. Yumi, mă auzi? Transfer Odd. Transfer Ulrich. Scanare Odd. Scanare Ulrich. Virtualizare. E în ordine, ai reușit, Yumi. O vedeți pe Aelita? Nu, ar trebui să fie pe aici, pe undeva. O, nu! Nu am introdus coordonatele corecte. V-am virtualizat prea departe de Aelita. E în ordine, ne prinde bine puțin exercițiu. Zâmbiți! Acum o vedeți? Wow, o văd! E aici, doar că nu e singură. Aveți grijă! Bună, prințeso! Era cât pe ce, abia am reușit să scap. Cavalerii în armură au venit să te protejeze. Cam ciudat. Odd, Ulrich, ce se întâmplă acolo? Bună întrebare. Nu înțeleg. Se poate să fie greșeala mea, deși... Ah, e Xana. Schimbă înclinația platoului. Țineți-vă bine! Wow, bravo, Aelita! Nu! Doi crab dotați cu lasere. 10 vieți pierdute per impact. Ulrich, acoperă pe Aelita. A pierdut multe puncte. Eu le distrag atenția. Săgeată laser! Nu, Odd, pleacă de acolo acum! Odd, nu! Ai nevoie de ajutor? Oh, Jeremy, ai ajuns în sfârșit. Ascultă, Odd tocmai a fost devirtualizat și Ulrich mai are câteva vieți. Ei bine, Yumi, știi ce trebuie să faci. Oh!
Aelita, intră! Ești acolo acum, du-te! Zâmbiți! Codul Aelitei. Cod Lyoko. Întoarce-te în trecut acum. Jeremy, spune-mi, ai găsit o cale să pici la test? Acum că știu toate întrebările, nu ar trebui să am nicio problemă să dau răspunsurile greșite. Ești sigur că va merge? Oricum, nu am cum să dau greș. Atunci o să iau toate răspunsurile de la Od. Da, da, n-aveți decât să râdeți, dar s-ar putea să aveți o mare surpriză. Liniște!